Ce m-a surprins sunt oamenii aia care, știți, când au venit valurile de fake news, erau ăia revoltați. Cum să prindă știrile false atât de bine la noi în țară? Cum se poate ca în 2022 să nu-ți mai dai seama care e o știre adevărată și care e falsă? Frate, avem horoscop la știri de 25 de ani, asta ați văzut? Asta e antreuri pentru fake news, efectiv, asta e horoscopul. Ce știi despre o știre? O știre, ca să devină o informație, o știre, trebuie să fie confirmată din trei surse, deontologic vorbind. Ăștia bagă în același grupaj inflație, statistici, numere, sport, grafice, clasamente, înțeleg, vreme chiar, date de la Institutul Meteorologic. După aia, hai să vedem ce spun astrele. Vine Neti să-mi spună mie, Neti, că vibrația zilei este... Lasă-mă, domne, cu... Ai perucă sau nu ai perucă, doamna Neti? Asta vrem noi cu adevărat să...